Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare. Dragilor, vă invit astăzi la o etalare generală. Să vedem ce ne spun cărțile de oracol astăzi. Haideți să vedem. Este o etalare pe plan sentimental care este valabil exact atunci când dumneavoastră vedeți acest clip. Este o etalare care nu se poate potrivi tuturor, bineînțeles. Deci luați mesajele care rezonează cu dumneavoastră. Haideți să vedem despre ce este vorba în această etalare. Ok. Au ieșit trei cărți. Haideți să vedem. Prima carte este vorba despre tentații. Uitați-vă aici cât de tentați sunt această femeie și acest bărbat, unul vis-a-vis de celălalt. Deci există foarte multă atracție, dragilor. O atracție profundă, da? Din partea dumneavoastră, dar și din partea persoanei respective. Dumneavoastră visați această persoană, persoana respectivă se gândește mereu la voi. N-ați putea să vă gândiți la această persoană fără ca ea sau el să se gândească la voi. Rare sunt cazurile când este așa. Deci dacă vă întrebați de ce persistă în mintea mea, este pentru că și persoana respectivă se gândește la dumneavoastră. Pentru câțiva este vorba de o relație oarecum toxică, da? Pentru o parte dintre dumneavoastră. Această toxicitate poate fi descrisă prin prezența unei alte persoane între voi doi sau mai multor persoane, de ce nu, sau o situație anume. A doua carte care a ieșit este aceasta și simt că nu este doar energia dumneavoastră în această carte, ci și a persoanei la care voi vă gândiți atât de mult. În această carte simt faptul că deja ați pornit pe un drum al acțiunii. Ambii. Acțiune unul vis-a-vis de celălalt. Divinitatea vă vorbește prin prezența anumitor semne din jurul dumneavoastră. Așadar, ar fi bine să faceți foarte mare atenție semnelor care apar în jurul dumneavoastră, că lucruri în sincron, că sunt lucruri în sincron, că sunt lucruri care vă amintesc de persoana respectivă, sunt informații, nume, că vezi des ceva, nu știu, persoane care se aseamănă și așa mai departe. Deci faceți atenție la aceste detalii, pentru că acestea vă pot oferi foarte multe informații, informații pe care poate le căutați de mult, căutați răspunsuri, nu le-ați găsit. Deci faceți atenție la semnele din jurul dumneavoastră. Cea de-a treia carte, aici simt energia persoanei voastre, mai mult decât a voastră, dar poate fi și a voastră, de ce nu? Energia persoanei voastre care nu vrea să devină vulnerabilă acestui vis. Uitați-vă dacă vedeți cum această persoană, da, această energie masculină atinge această femeie. Da? Parcă este într-un vis, nu face parte din realitate, ea face parte din realitate, dar el nu. Asta pentru că el, dacă dumneavoastră sunteți femeie, el împiedică această realitate să fie scrisă. De ce? Pentru că este teamă. Este teamă de a fi vulnerabil, da? Dacă voi sunteți bărbați și vă uitați la această etalare, se pare că persoana la care vă gândiți a avut anumite probleme în copilărie, cu părinții, bunicii, anumite restricții, limite. În general, da, indiferent că dumneavoastră, cei care vă uitați la acest clip, sunteți femeie sau bărbat, apare o limitare din partea celuilalt sau celeilalte vis-a-vis de această conexiune.
Haideți să vedem totuși la baza pachetului stă această carte care vorbește din nou despre atracția dintre voi doi, din nou despre această chimie, din nou despre acest magnetism. Sunteți atrași unul de altul efectiv fără prea multe explicații. Pare ciudat, pare bizar, dar nici persoana respectivă n-a făcut multe ca voi să îl iubiți sau să o iubiți sau să îl atrageți, o atrageți, nici voi n-ați făcut foarte multe, deși vi se pare că ați făcut foarte, foarte multe, că ați depus eforturi multe. Este o chestie indirectă care se manifestă între voi, acest magnetism, da? Și chiar dacă ați făcut, chiar dacă n-ați fi făcut, tot aceeași chimie exista între voi doi. Haideți totuși să vedem acum care ar fi un pic explicațiile pentru fiecare dintre aceste cărți, această tentație. Repet, există o anumită toxicitate, acest vis, poate fi și o iluzie, de ce nu? Haideți să vedem despre ce este vorba, de ce nu este reală povestea dumneavoastră, că parcă se desfășoară într-o altă dimensiune decât cea reală. Ok. S-ar putea să existe o diferență de vârstă între voi doi. Este, să zic așa, destinul implicat aici, asta este clar, ne arată. V-ați cunoscut pentru că așa trebuia să vă cunoașteți, v-ați separat că așa a fost să fie sau nu s-a întâmplat nimic între voi, dar există această atracție și asta, repet, este un dar pe care trebuie să-l explorați fiecare individual, trebuie să lucrați fiecare la celălalt. Ați venit în viața celuilalt și celălalt a venit în viața dumneavoastră pentru transformare, pentru recuperare, pentru vindecare. Fiecare aveți în spate o anumită poveste. Voi, poate în căutarea iubirii, cum să vă zic, n-ați avut parte oarecum sau ați avut impresia că până acum ați avut parte de iubire, poate nu la fel de multă apreciere pe care ați simțit-o din partea respectivului sau respectivei. Deci ați venit pentru a vă repara unul în viața celuilalt, pentru maturitate. Alții dintre voi, această persoană poate să fie o persoană tânără, o energie feminină tânără, poate să fie copilul cuiva, da? E o fetiță, fată, adolescentă, care stă între voi doi în momentul de față. Nu știu cine este această fetiță. Da? Haideți să vedem ce semne, la ce semne trebuie. Am înțeles că această carte vă invită să faceți atenție la semnele din jurul vostru privind această acest parteneriat, dar despre ce este vorba, dacă putem afla mai multe, ok? Cartea a căzut. Ok. Se pare că trebuie să faceți atenție la o energie feminină. Informații privind persoana respectivă care pot veni de la această femeie, este o femeie peste 35 de ani. Nu știu ce este cu ea. Este o femeie care, să știți că vă poartă noroc în toate, da? Sau această femeie apare în jurul persoanei respective cu noroc pentru bani, pentru împlinire materială. Da? Deci trebuie să faceți atenție la aceste semne, la destin, la sincronicitate, la reușită, la succes, la partea materială, pentru că văd o reușită și succes pe partea materială și la această femeie care are peste 35 de ani, nu văd nimic rău în apariția acestei femei, nu știu cine este și ce-i cu ea, dar se pare că aici trebuie voi să faceți atenție. Haideți să vedem, pentru că aici simt energia, așa cum v-am zis, a persoanei din mintea voastră care este oarecum blocată și are această teamă de
deschidere, de acceptare a ceea ce se întâmplă, de nu vrea să dea parcurs acestui parteneriat pentru că nu îi se pare real. Ia uitați-vă, ok, dar până la urmă va da parcurs acestui parteneriat. Da, există împăcare, există uniune, ok? Din nou, visele, vă visați unul pe celălalt, visați cum ar fi să fiți împreună, și aici ne arată un echilibru pe care persoana respectivă trebuie să-l facă, trebuie să iasă din această zonă limitată, pentru că își limitează aturile pe care le are, se limitează la lucruri care nu îi aduc decât o satisfacție temporară, și atunci se pare că se va gândi mult mai bine. Vedeți, noaptea se gândește la voi, sunteți cuplu perfect, da? Luna și soarele, dar mai există, s-ar putea să fie și altcineva între voi doi acolo unde este cazul, da? Repet, sunt câteva semne care indică acest lucru. Cert este că apare acest parteneriat între voi doi, această chimie care este aproape, cum să vă zic, aproape obsesivă, da? Poate nu pare, poate nu pare la prima vedere, dar iată că așa indică aceste cărți astăzi. Haideți să vedem ce alte mesaje mai putem afla pentru toți telespectatorii, pentru toți cei care priviți această etalare în acest moment, care sunt informațiile pertinente. Haideți să vedem care sunt aceste informații pertinente. Va îndrăzni, persoana asta va îndrăzni, da? Va ieși din aceste limite pe care și le-a impus, și uitați-vă, va îndrăzni. Deja clepsidra este în favoarea timpului acesta de a îndrăzni, de acțiune, de a beneficia de această oportunitate. Va avea o inițiativă foarte bună. Din nou, această instabilitate știe, este conștientă această persoană că există această instabilitate, de la fel ca acest întrerupător, da? Când e on, când e off, este o relație du-te-vino, scheme care se repetă, același lucru care se repetă, ați obosit, da? Ați obosit, du-te-vino ăsta, ați obosit. Se gândește foarte mult la voi. Foarte mult la voi, se simte prins de voi, repet, pur și simplu obsedat, da? Cu această carte există o obsesie pe care dumneavoastră o produceți acestei persoane, fără ca să vreți, da? Fără ca să faceți ceva, dar respectivul sau respectiva este pur și simplu obsedat sau obsedată de dumneavoastră, însă vă transmite faptul că va îndrăzni să facă ceva, va îndrăzni să facă acest pas, să aibă această inițiativă, multe cărți în această direcție. Dragii mei, iată mesajul astăzi din spatele acestor cărți de oracol. Mulțumesc din suflet pentru vizualizări. Vă doresc toate cele bune și sper să ne revedem cu bine la etalări la fel de frumoase. La revedere, dragilor!